Bună ziua, bună ziua și bun găsit tuturor într-o ediție specială Regiunea în Obiectiv de aici, din fața Palatului. Apropo, suntem în Iași și vă salutăm pe toți. Vă salutăm și de pe TVR Iași și de pe TVR 3, pentru că ne vedem în întreaga țară astăzi și vă salutăm și pe dumneavoastră, cei care ne veți urmări în redifuzare. Spuneam că suntem în fața Palatului Culturii, o clădire emblematică pentru orașul nostru, dar și pentru țara noastră. Și, dragilor, în aceste zile trăim momente istorice pentru țară și pentru fiecare dintre noi, momente pe care, să știți că a bătut de fix de ora 16 fix chiar în acest moment. Spuneam că sunt momente pe care poate unii dintre noi le vom trăi doar o singură dată în viață, venirea Papei în orașul nostru. Pentru că Papa Francisc vine în România într-o călătorie apostolică în care va fi în țara noastră timp de 3 zile și le oferă românilor 4 locuri de pelerinaj și 4 posibilități de a întâlni. Fie la București, fie de a-l întâlni, fie la București, fie la Iași, fie dacă nu la Șumuleu Ciuc sau dacă nu la Blaj, sub genericul să mergem împreună. Acesta este motoul vizitei sale în România și are și un logo. Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați văzut afișul acestei întâlniri. Este vorba despre Fecioara Maria, care sub pelerina sa adună un grup de pelerini. E o invitație foarte frumoasă de a fi uniți în gând și în spirit. Și așa cum spuneam, avem și noi o ediție specială. Vă invităm să fiți aproape de noi în următoarele 50 de minute. Vă reamintesc că suntem și în mediul online, pe media.tvriaș.ro sau dacă nu, pe paginile noastre de Facebook Regiunea în Obiectiv sau TVR Iași. Mai trebuie să știți că este a doua astfel de vizită pe care un suveran pontif o face în țara noastră, după Ioan Paul al II-lea în anul 1999. Și vom vorbi și noi astăzi cu primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, dar și cu purtătorul de cuvânt al Episcopiei Romano-Catolice Iași, preotul Adrian Blăjuță, despre însemnătatea acestei vizite în orașul nostru și detalii tehnice, organizatorice, ca totul să se desfășoare cât mai frumos și să simțim acest eveniment, așa cum spuneam, și să fim uniți în gând și în spirit. Însă, înainte de toate, ca de fiecare dată, mergem la știri și pornim informații la drum. Mergem în studioul de la TVR Iași, acolo unde se află Lucian Lucescu. De fapt, nici măcar nu e în studio, e jos în față, pe Lăpușneanu. Și ne spune care sunt titlurile telejurnalului de la ora 18. Salutare, Lucian! Bună, Anca! Bun găsit tuturor! Ce frumos e la voi acolo! Sper să fie vremea la fel de frumoasă și sâmbătă, după amiază, după ora 17, să nu ne încurce cumva ploaia, treburile și planurile. Da, sunt subiecte interesante. Vreau să vă spun că la telejurnalul regional vom avea multe informații privind vizita Papei Francisc la Iași, dar acum, pentru această oră, am pregătit doar două subiecte. Primul este din Bucovina. Jumătate dintre taxiurile care circulă în orașul Suceava vor fi electrice. Primele autorizații pentru autovehiculele cu propulsie electrică vor fi aprobate în ședință de Consiliul Local mâine. În prezent, în Suceava, sunt 28 de stații de încărcare realizate din fonduri elvețiene, iar alimentarea mașinilor electrice este gratuită. Municipiul Suceava ar putea fi primul oraș din țară care atribuie licențe de transport persoane în regim taxi pentru autovehiculele electrice. Primele autorizații vor fi aprobate în ședința de Consiliul Local de mâine. Autoritățile locale își doresc ca jumătate dintre taxiuri să fie mașini electrice. Autorizații de taxi să fie împărțite între mașinile convenționale, 50%, și 50% să mergem pe motoare electrice. De ce facem acest lucru? Pentru că municipiul Suceava are deja o infrastructură de puncte de încărcare a acestor mașini electrice. În Suceava au fost făcute încă de anul trecut, cu fonduri elvețiene, 28 de stații de încărcare care vor putea fi folosite încă 4 ani gratuit. Alte 10 stații de încărcare vor fi realizate printr-un proiect cu administrația fondurilor de mediu. Sunt măsuri, spun eu, drastice pentru cei care operează acest sistem de taximetrie, dar ușor, ușor vor înțelege că este important confortul sucevenilor, mediul înconjurător și, de ce nu, aceste facilități de a încărca gratuit timp de 5 ani erau inițial, acum a trecut un an, mai sunt 4 ani de zile. Statul român oferă 10.000 de euro pentru achiziția unui astfel de autoturism, plus 1.000 și ceva de euro pentru rabla, plus taxe și impozite zero.
Taximetriștii nu sunt mulțumiți de această măsură. Eugen este de 5 ani taximetrist și spune că nu își permite să cumpere un astfel de autoturism. Are mașină pe gaz, iar cheltuielile lunare se ridică la 2000 de lei. Deocamdată nu, nu-mi permit. Nu știu care și-ar trebui. Dacă vreau un client să meargă până la București, da? Mai mult de 200 de kilometri nu cred că merge electric. Trebuie să opresc, să stau pentru două... Pentru oraș? Pentru oraș ar fi benefici. Sunt multe cheltuieli, multe taxe, dar asta e. Nu s-au șanțuri. Mai faci și pe camion, mai te duci și în afară. Teodor Brătescu face de 15 ani taximetrie și nici el nu își permite o mașină electrică. Iar crede că acest proiect nu va fi prea curând implementat. Nu ne permitem cu astea, dar să mai cumpărăm și electrice. Credeți că se va ajunge la punctul în care 50% dintre taxiuri să fie electrice? Nu cred, niciodată. N-ai de unde să scoți banii ăștia. N-ai de unde să iei și e foarte mult și avans pentru mașinile. N-ai cum să te descurci. Autoritățile cred că această măsură va conduce și la micșorarea prețurilor. În prezent, taximetriștii percep suma de 2,50 lei pe kilometru, indiferent că este zi sau noapte. Când interesele personale interferează cu cele politice, apar probleme. O temă pe care Shakespeare a propus-o cu ani în urmă rămâne de actualitate. La Teatrul Național din Iași se pregătește ultima premieră din această stagiune, Titus Andronicus, un spectacol care aduce sub lumina reflectoarelor o invitație la introspecție. Ineditul piesei constă în colaborarea cu regizorul Charles Müller, unul dintre cei mai apreciați specialiști din acest domeniu. Pierderea normelor juridice, morale și etice, o lume cu modele de conduită arhaice și arhetipale, cruzime și răzbunare, un univers marca Shakespeare. Titus Andronicus este una dintre primele tragedii scrise de dramaturg. O poveste care șochează prin conținut, dar care transportă spectatorul într-o zonă a întrebărilor. Piesa este pusă în scenă la Teatrul Național din Iași în regia lui Charles Müller. Discuțiile pentru această colaborare au început în urmă cu 3 ani, dar abia acum s-au concretizat. Acest moment reprezintă o premieră pentru instituția ieșeană. From 2007 started a long... Din 2007 a început lunga colaborare cu România. A fost cu echipe din Sibiu, apoi din Timișoara, iar acum este cu Iașul, ceea ce este minunat. Îmi place foarte mult România. Este o țară emergentă. Sunt extrem de multe idei bune și creative aici, pe care nu vreau să le pierd. O colaborare frumoasă cu Charles Müller, om de teatru luxemburghez, care este deopotrivă profesor de teatru, a fost și actor și regizor, profesor de regie, cu studii făcute în Marea Britanie, în Germania, în Statele Unite, a fost și director de teatru și profesor de teatru la universități din Germania. Nu e la prima colaborare, Charles Müller a mai montat în România. Scenografia spectacolului Titus Andronicus este semnată de Dragoș Buhagiar, iar versiunea scenică aparține invitaților Charles Müller și Andreas Wagner. It's a beautiful and fantastic experience, as Jean said, there's a tradition in a certain manner. Este o experiență fantastică, așa cum a spus și Charles. A devenit deja o colaborare de tradiție între Luxemburg și România. Dar acum avem acești actori fantastici de la Teatrul din Iași, dar și studenții. Avem atât de mulți oameni pe scenă și este o oportunitate pentru noi. Premiera spectacolului Titus Andronicus are loc duminică de la ora 19. Următoarea reprezentație va fi pe 15 iunie la Teatrul Național Vasile Alexandrei din Iași. Atât pentru moment, cu mai multe informații vă aștept la ora 18 la Telejurnalul Regional. Acum rămâneți cu Anca Medeleanu și invitații ei la Actual Regional. Trăim cu toții un moment de mare bucurie. Sfântul Părinte dorește să vină la noi. Dragi credincioși, dragi și iubiți fii ai bisericii noastre, să mergem împreună să-L întâmpinăm pe Sfântul Părinte, Papa Francisc, ca să ne aducă pace, bucurie și să ne spună tuturor curaj. Sfinte Părinte, vă așteptăm aici la noi, la Iași.
Da, am revenit și suntem în direct într-o ediție specială Regiunea în Obiectiv, de aici, din fața Palatului Culturii. Dumneavoastră, cei care sunteți în oraș și treceți în aceste zile până sâmbătă prin fața Palatului, veți vedea oamenii care muncesc de zor să instaleze scenă pe care îl vom vedea cu toții pe Sfântul Părinte. Vă reamintesc, suntem și pe TVR Iași și pe TVR 3 și vă salutăm și pe dumneavoastră, cei care simțiți românește, dar sunteți în afara granițelor, pentru că este o emisiune pe care o puteți vedea și în redifuzare. Vă spuneam că Părintele Sfânt oferă românilor ocazia de a-l întâlni în 4 locuri și unul dintre aceste locuri este orașul nostru, este Iașul, un oraș, aș spune eu, privilegiat. Discutăm despre toate acestea cu invitații mei. Este vorba despre primarul municipiului Iași, Mihai Chirica. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua și bine ne-am regăsit! Și purtătorul de cuvânt al Episcopiei Romano-Catolice Iași, preotul Adrian Brăjuță. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, Hristos a înviat! Adevărat a înviat și vă mulțumim foarte mult că îndurați căldura, că e cald la Iași și Doamne ajută să fie așa și sâmbătă și să fie vreme frumoasă. Așa cum spuneam, Iașul este un oraș privilegiat pentru faptul că vine papa aici? Este cu adevărat un oraș privilegiat, de altfel papa va ajunge în toate cele trei regiuni istorice și bineînțeles când a fost hotărâtă și a fost hotărât și traseul și locurile în care să ajungă, Iașul, iată, a fost ales din mai multe motive. Dar trebuie să amintim tuturor privitorilor noștri faptul că peste câteva zile va veni Papa Francisc în mijlocul nostru, va veni în România între 31 mai și 2 iunie, va vizita aceste orașe pe care le-ați amintit și va fi o vizită pastorală, adică Papa îi va întâlni pe credincioșii catolici, cei care îi sunt încredințați păstoririi sale. Papa este capul, este liderul, este cel care conduce o biserică cu peste 1.300.000.000 de credincioși. Spuneam, este o vizită pastorală, dar este și o vizită de stat. Va întâlni autoritățile statului român și, bineînțeles, în cel de-al treilea rând, este și o vizită ecumenică. Va întâlni și reprezentanții, în primul rând pe Patriarhul Daniel și pe alți reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe. Spuneam, iată, e o vizită foarte largă, 3 zile, Papa Francisc nu a mai fost într-o vizită așa de lungă de când este papă și asta ne bucură, e un semn al aprecierii sale pentru noi și ceea ce credem noi că ne va aduce și asta vrea să facă vizita la noi este, cred eu, să ne introducă mai mult în această cultură a dialogului, a respectului reciproc și a apropierii. De altfel, motoul acestei vizite este tocmai să mergem împreună și să fim uniți. Ceea ce e foarte frumos, înainte să mă îndrept către domnul primar, aș vrea să ne trasați puțin exact locurile și zilele în care și unde va fi mai exact Sfântul Părinte. Să trecem așa pe scurt în program. Sfântul Părinte va ajunge la 31 mai, vineri, în cursul dimineții la București. Va întâlni autoritățile, îl va întâlni pe președintele României și primul ministru la Palatul Cotroceni, apoi va avea și întâlniri cu membrii corpului diplomatic și societatea și ai societății civile. La Palatul Patriarhal va avea o întâlnire cu Patriarhul Daniel și cu Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe. Apoi vor merge cu toții în noua catedrală ortodoxă din București. Acolo vor fi cântări religioase de Paști și rugăciuni. Spre seară, după ora 18, se va celebra Sfânta Liturghie Catolică în Catedrala Sfântului Iosif din București. Papa va înopta și în acea seară și în următoarea seară la Palatul Nunțiaturii. În cea de-a doua zi a vizitei sale se va îndrepta spre Șumuleuciuc. Acolo va celebra Sfânta Liturghie într-un sanctuar marian dedicat Sfintei Fecioare Maria și spre seară se va îndrepta spre noi. La 5 și 25 îl așteptăm la catedrala noastră din Iași. Acolo va întâlni bătrânii și bolnavi, aproximativ 800. Va ieși papa, va saluta lumea din papa mobil pe toți cei prezenți în fața Palatului Culturii și apoi din scena pe care acum o auzim construindu-se, da, va avea această întâlnire mariană cu tinerii și familiile.
După care va pleca papa, se va îndrepta spre București, iar în cea de-a treia zi a vizitei sale în România, în cursul dimineții, va merge la Blaj, unde va celebra Sfânta Liturghie în rit oriental, greco-catolic, iar acolo va oficia ritul beatificării a 7 episcopi morți ca martiri în perioada comunistă, episcopi greco-catolici, după care va avea și o întâlnire cu comunitatea romă din Blaj, iar spre seară, după ce va face și o rugăciune Regina Celii, este rugăciunea care se transmite iarăși în toată lumea, spre seară papa se va întoarce la Vatican, va merge spre Roma. Deci vorbim despre o vizită cu totul și cu totul specială și prin faptul că e unică în Europa și ca durată, discursul de la Iași va fi cel mai lung din România și e foarte bine că se întâmplă așa. Bineînțeles că municipalitatea sprijină tot acest moment atât de frumos. Chiar în acest moment scena se construiește. Ce înseamnă, domnule primar, acest moment pentru Iași, pentru orașul nostru? Sigur, s-a și amintit deja, este într-adevăr un mare privilegiu pe care Iașul primește din partea Sfântului Părinte prin vizita directă, pentru că indirect prin comunitatea catolică papa s-a aflat dintotdeauna în comunitatea noastră, dar de data aceasta este o vizită directă. Avem, să spunem, două ipostaze la fel de potrivite pentru noi. Este cea de-a doua vizită a unui șef de stat. După aproximativ 27 de ani, suveranul pontif vine să întregească o succesiune a șefilor de stat după președintele Franței, François Mitterrand. Apoi, sigur că da, este vizita conducătorului Bisericii Catolice la nivel mondial, a suveranului pontif, care oarecum întregește o nedreptate, să spunem, de care au suferit în special comunitarii catolici, faptul că niciodată, dar absolut niciodată, nu există nici cea mai neînsemnată mărturie istorică care să spună că ar fi trecut măcar în trecere, ca să mă repet, vreun suveran pontif pe lângă această comunitate catolică, da, care s-a născut în teritoriul românesc, în partea sa de est. Și sigur că da, o mare mândrie locală, o mândrie, să spunem, în exigențele creștine, că reușim să atragem atenția din nou la nivel național și internațional, că Iașu poate arăta că este o gazdă așa cum se cuvine pentru asemenea vizită și sigur și o mare oportunitate, și cu asta voi încheia cele trei teme, o oportunitate pentru a putea promova cu adevărat imaginea unui stat european demn, care are o populație cu care și Europa se poate mândri, într-o țară care poate fi percepută ca și unul dintre leagănele civilizației acestui continent și, desigur, și o speranță în continuare că aici, pe acest teritoriu, creștinismul poate rămâne ca și pavăză în fața luptelor pe care le-am dus sute de ani împotriva celor. E un moment foarte frumos și un prilej foarte frumos pe care ni-l oferă Sfântul Părinte. Depinde de fiecare dintre noi să primim acest moment frumos și spiritual, și aici mă gândesc și la desfășurarea acestui eveniment, pentru că vor fi 10.000 de oameni în fața Palatului Culturii. Însă înainte de a vorbi de toate detaliile tehnice, vreau să ne spuneți ce înseamnă întâlnire mariană. Să înțelegem și noi așa pe înțelesul nostru al tuturor. Să știți că am mai fost întrebat așa când aude mariană, adică la cine se referă. Da. Când s-a gândit întâlnirea de la Iași, tocmai s-a avut în vedere să se pună în aplicare și motoul și logo-ul vizitei din România, să mergem împreună, și acea imagine cu Sfânta Fecioară Maria, care îmbrățișează pe toți oamenii de diferitele categorii sociale. Dar, într-un mod deosebit, s-a dorit și la Iași să fie această întâlnire sub privirile Sfintei Fecioare Maria. Dacă este întâlnire mariană, adică ne ducem cu gândul la Sfânta Fecioară Maria, și toată întâlnirea de la
la Iași se va desfășura sub privirea protectoare a măicuței noastre cerești. De altfel, pe scenă, în prezența Papei Francisc, va fi icoana de la Cacica, icoana pe care noi avem acum în catedrală, da. Și timp de 9 zile noi ne rugăm într-un mod special pentru reușita acestei vizite a Sfântului Părinte, dar și pentru el, pentru ca să aibă putere și să ducă la îndeplinire această vizită. Și de ce tinerii și familiile? În primul rând, tinerii, de altfel și familiile, sunt în centrul privirii bisericii în ultima perioadă. Sinoadele care s-au făcut și la Vatican i-au avut pur și simplu pe ei în centru, pentru tineri și pentru familii. De altfel, asta vrea să facă și biserica, să găsească modalitățile de a ajunge pur și simplu la tineri și la familii, pentru a descoperi împreună care sunt problemele, greutățile, cum pot ei să își trăiască cât mai frumos viața, dar totodată și biserica să-și articuleze mesajul pe care îl are, pentru că dogma nu se schimbă, sunt lucrurile perene, dar trebuie să facă în așa fel încât să ajungă la inima oamenilor spre care se îndreaptă biserica. Și va ajunge mai ales pentru comunitatea catolicilor de aici, din regiunea de nord-est a României. Cât de mare este această comunitate? În Moldova, dieceza romano-catolică de Iași, sunt aproximativ 200.000 de credincioși catolici. Și, bineînțeles, la întâlnirea cu Papa Francisc, aceștia vor fi reprezentați, putem să spunem, de cei 180 de credincioși, persoane, copii, tineri, adulți, care vor sta în dreapta Sfântului Părinte. De altfel, așa cum vorbeam despre întâlnirea cu tinerii și familie, va fi o adevărată întâlnire. Adică nu va fi doar un mesaj unidirecțional, adică va fi un tânăr care îi va vorbi Sfântului Părinte, va fi o familie formată din trei generații, 28 de persoane, care se va îndrepta spre Sfântul Părinte și va vorbi bunicuța în fața Sfântului Părinte cum a reușit ea să-și crească cei 11 copii, să-i vadă la casele lor. Doi dintre copii sunt preoți, doi copii sunt persoane consacrate, surori. Și apoi, sigur, va fi și răspunsul Sfântului Părinte prin mesajul său. Vă întrebam de comunitatea catolicilor de aici, din Moldova, pentru că vă propun chiar în minutele următoare să urmărim și noi un reportaj realizat de jurnalista Carmen Olaru. De altfel, TVR Iași a difuzat reportaje despre catolicii din Moldova în cadrul campaniei O istorie împreună, catolicii din Moldova. Haideți să vedem istoria catolicilor în Moldova. Situată în estul României, în ținutul numit Moldova, dieceza de Iași a fost înființată în anul 1884. Ea cuprinde 8 județe, Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Vaslui, Bacău, Galați și Vrancea, cu o populație de peste 4.350.000 de locuitori, din care 4,6% sunt catolici. Istoria catolicilor din Moldova depășește cronosul, depășește limita timpului, pentru că în secolul al XVIII-lea, spre sfârșitul acestui secol, când s-a consacrat catedrala veche, cum îi spunem noi, domnii Moldovei spuneau, se știe faptul că acești catolici din Moldova au avut din toate timpurile biserica aici în Iași. Așadar, se pierde istoria catolicilor din Moldova în negura timpurilor. Așadar, se poate vorbi despre o comunitate catolică și despre o biserică în zona Moldovei, conform cercetătorilor, încă din cele mai vechi timpuri, dar primele documente apar în secolul al XVI-lea. La început de secolul XIII, deci înainte de fondarea statului medieval moldovenesc, îi avem pe dominicanii din Ungaria care au venit aici, în sudul Moldovei, și au înființat chiar o episcopie, așa zisă episcopia de Milkov, în anul 1227, practic de atunci pleacă primele informații despre catolicii din Moldova. Și apoi încet, încet au existat și alte episcopii, cum ar fi cea de la Siret din 1371, cea de la Baia din 1418, cea de la Bacău, foarte importantă, 1607, și în sfârșit catolicii din Moldova au fost regrupați în anul 1884, pe 27 iunie mai exact,
cu fondarea acestei episcopii de Iași. Ne aflăm în fața episcopiei romano-catolice din Moldova, prima de acest fel din Moldova. Este o biserică ridicată la 1410 de Alexandru cel Bun pentru soția sa Margareta, care era catolică. Este o biserică de zid, în stil gotic, de tip sală. Datorită regelui Carol, Papa Leon al XIII-lea a înființat Episcopia de Iași, condusă de episcopi rezidențiali, apoi de administratori apostolici și ordinarii substituti. Paul al VI-lea l-a numit administrator apostolic de Iași pe preasfințitul Petru Ghergel, iar în 1990 a fost ales și numit de Papa Ioan Paul al II-lea episcop de Iași. Dioceza noastră ar fi ca o imagine rotundă. Catedrala noastră, care o vedeți aici, este de fapt un simbol al întregii noastre dioceze, pentru că ea este așa gândită încât să exprime o comuniune sub ocrotirea Preacuratei Fecioare Maria și care ne îndreaptă spre Iisus și de aici spre Dumnezeu. Orașul Iași, reședință episcopală, are două catedrale, catedrala veche cu hramul Adormirea Maicii Domnului, sfințită inițial și dată în folosință la 15 august 1789, a devenit catedrală, fiind renovată de mai multe ori și extinsă. Construcția catedralei noi cu hramul Sfânta Fecioară Maria Regină a început în anul 1992, iar la 1 noiembrie 2005 catedrala a fost sfințită. Zonele compact catolice din dieceza de Iași sunt Bacău și Roman, unde sunt parohii cu peste 2500 de familii. Și am revenit în direct. Vă reamintesc că avem o ediție specială Regiunea în Obiectiv. Suntem aici în platoul nostru pe care l-am amenajat în fața Palatului Culturii, aici unde în aceste momente puteți observa că se construiește și scena de unde îl vom vedea pe Sfântul Părinte Papa Francis, care vine și în orașul nostru. Vine de 1 iunie și face un cadou foarte frumos de Ziua Internațională a Copiilor, pentru că aș putea spune că toți suntem copiii aceluiași Tată Ceresc. Apropo, acest mesaj îl folosește foarte des Papa Francisc. Ne amintește tuturor, indiferent de confesiune, să nu uităm că toți suntem frați, pentru că suntem copiii aceluiași Dumnezeu, aceluiași Tată. Dacă ar fi să ne gândim la ce presupune securitatea acestui eveniment, a mai avut orașul Iași parte de așa ceva? Nu. Dacă trebuie să ne gândim cât se poate de corect la securitatea acestui eveniment, nici n-a avut și probabil ar trebui să primim și vizita președintelui Statelor Unite ca să putem să trecem printr-o vizită de asemenea sau de un rang egal. Și asta însemna foarte mult efort și e adevărat, nu numai din partea noastră, pentru că toate instituțiile statului român sunt foarte atente ca acest eveniment să se petreacă cum se cuvine. Și atenția nu este unidirecțională, cum s-a mai pronunțat aici, pentru că vizează pe toți cei care participă și în calitate de gazde și în calitate de pelerini și, desigur, și în calitate de invitați. Va fi asigurat câte o măsură pentru fiecare dintre ei sau câte un pachet de măsuri pentru fiecare dintre ei, în sensul că pentru cei care vor veni din afara localității sunt stabilite culoarele de intrare, că vin dinspre Roman, că vin dinspre Botoșani, sunt stabilite locurile de parcare pentru fiecare din grupurile care vor veni. Dau câteva exemple, tot ce vine dinspre zona Botoșani va putea parca pe cea Rosetti între podul de fier până la capătul orașului, tot ce vine dinspre Roman și Vaslui vor putea parca pe splaiurile Bahluiului dintre podul de piatră și podul Sfântul Ioan pe ambele maluri ale Bahluiului, fără să fie niciun inconvenient. Cei din Republica Moldova și din Decanatul de Vrancea vor parca toate vehiculele, microbuze și autocare, pe Bulevardul Socola, din Podul Roșii până la intersecția Cotnari.
Și sigur că da, vom răspunde tuturor provocărilor care vor apărea pe parcursul zilei de 1 iunie. Avem în atenție și pe cei care vor poposi cu trenul din Gara Internațională sau din Gara Mare Iași, vor fi conduși de voluntari pe traseu până când vor ajunge în piața Palatului Culturii. Fiecare participant care a primit tichetul de acces trebuie să urmărească cu strictețe zona conform culorii și numărului de pe tichetul de acces. Pe fiecare zonă va fi un indicator foarte mare. Câte zone sunt? Sunt 9 zone. 9 zone. Avem și noi harta în acest moment, aveți... vocii telespectatorii. Da, și aș mai vrea să precizez un lucru. Și cei care n-au avut timp sau n-au avut cum să primească tichet de acces pot participa la eveniment. De exemplu, tot sectorul cuprins de la intersecția I.C. Brătianu, Ștefan cel Mare spre Piața Unirii este liber. Vor fi ecrane de redifuzare în timp real a acestui eveniment, de asemenea pe Anastasie Panu și în piețele publice din Iași, pentru a nu ajunge să ne deplasăm toți spre centrul orașului. Mă refer și la persoanele mai în vârstă care nu pot suporta să stea în picioare și la soare o perioadă atât de îndelungată. Dacă va ploua, să dea Dumnezeu să fie vremea cât mai bună, primul rând, dar dacă va ploua, evenimentul va continua. Avem pregătite aproximativ 30.000 de pelerine, iar participanții pot avea asupra lor, și le și recomandăm, o umbrelă pliabilă de dimensiuni rezonabile care să-i apere de ploaie. Vom ajunge și la lista cu obiecte cu care avem voie sau nu avem voie să intrăm, dar vreau să ne mai dați detalii despre parcări. De exemplu, dacă vin cu mașina, sunt din afara orașului, dacă unde să parchez cu mașina mai exact? Cu mașina din afara orașului va trebui să găsiți una dintre străzile, dinspre gară, de exemplu, Silvestru, Canta sau Moara de Foc, Canta, unde se poate parca pe ambele părți. Sigur, sunt și zone în care se poate oferi vehiculul fără a îngreuna, chiar fără a bloca. Chiar acum vedem și harta cu parcările. Da, și vor fi foarte multe puncte de informare pe care le vedeți pe hartă, unde îi pot cere acest sprijin. Nu am condiționat felul în care sosește fiecare pelerin, dar ce preferăm și ce le recomandăm? Să lase mașina undeva în afara, fără a bloca circulația rutieră, o să avem nivelul de înțelegere necesar pentru ziua de întâi, că nu au venit neapărat să încurce bunul mers al lucrurilor, ci vor să participe la acest frumos eveniment, să nu lase mașina sau să nu încerce să intre în zona centrală. Eu știu, un perimetru cuprins între Podul Roș, Sfântul Lazar, Sfântul Andrei, Petru Movilă, Arcu, Elena Doamna, acest perimetru va fi rezervat riveranilor și celor care vin cât se poate de mult pe jos, lăsând mașinile în afara acestui perimetru. Și sigur că da, măsuri necesare bunei desfășurări asigurate și de celelalte instituții, salvare, da, SMURD și voluntari. Și să fim înarmați și cu multă, multă răbdare, că avem nevoie și de răbdare. Vă reamintesc că suntem în acest moment și vă salutăm, dragi telespectatori din țară, dar și din afara țării, pentru că va fi redifuzată emisiunea și pe TVR Internațional. Cum plec de acasă? Ce ar trebui să știu din momentul în care plec de acasă? În primul rând, să știu unde merg. Și atunci când știu unde merg și la ce eveniment merg și știu că sunt foarte mulți oameni, atunci mă înarmez cu răbdare și cu disponibilitate. Dar trebuie să nu uit să iau cu mine acel permis de acces în zona securizată și un act de identitate. Fără acestea nu vom putea intra în această zonă. Și-au ridicat oamenii aceste permise? Și-au ridicat oamenii aceste permise pe baza înscrierilor făcute în prealabil, atât în parohii, dar și în această posibilitate online. Și dacă mă înscriu online, ce ar trebui să facă? Vă veți prezenta tot cu acel bilet pe care îl ridicați din e-mail, veți fi direcționat sigur online. Cu un cod QR, probabil, este, nu? Un cod QR și acolo trebuie avut un act de identitate la sine și această zonă online, de exemplu, este pe strada Anastasie Panu, de la Moldova până la Elena Doamna, până la Europa. Oamenii ar trebui să aibă actul de identitate chiar dacă au și permisul de intrare? Este obligatoriu, pentru că identifică posesorul tichetului de acces cu tabelele pe baza căruia el a primit acel tichet de acces. Trebuie să fie o identitate sau o congruență perfectă.
Altfel, da, este pus într-o situație mai puțin plăcută să nu fie primit în perimetru Așadar, desfășurării evenimentului. Așadar, mare atenție, dragi telespectatori, și cred că e bine și în orice alt moment să fie cartea de identitate la îndemâna noastră. Sfatul nostru este să-și ia cu ei și un sandwich, ceva de mâncare, pentru că va fi o zi lungă. De la ce oră se deschid? De la ora 11 se deschid porțile de acces în spațiul acesta securizat până la ora 16. De aceea trebuie avut în vedere că nu va fi ușor. Sunt foarte mulți, zeci de mii de oameni vor trebui să treacă prin acest spațiu. De aceea noi am recomandat să plece mai devreme, să-și ia un timp în avans, pentru că se va ajunge mai greu la Iași, dar și prin Iași se va circula destul de greu. Păi și ce se întâmplă dacă ne lăsăm așa pe ultima sută de metri? Că... Tocmai ăsta este riscul. Dacă ne lăsăm pe ultima sută de metri, e posibil ca să-l vedem pe Papa Francisc. Îl vom vedea și îl vom asculta, dar de pe ecrane și la o distanță mult mai mare de întâlnirea cu el. E bine să încercăm nici să nu forțăm ora 11, dar noi vom avea posibilitatea cu cei peste 800 de voluntari să-i dirijăm direct spre zonele în care vor participa la eveniment. Fără a crea blocaje. Sistemul de securitate se activează la ora 11. Fiecare participant va trece prin filtru, va fi controlat corporal pentru a nu deține obiecte metalice contundente sau cele care sunt interzise prin toată publicitatea sau prin toate informațiile pe care le-am adus. Și, desigur, în încercarea de a nu pătrunde toți la aceeași oră. Da. Și distanțele de la care vor veni, cu siguranță ne conduc la ideea că nu vor ajunge toți la aceeași oră. Ce fac ieșenii? Ieșenii, în primul rând, trebuie să demonstreze încă o dată că sunt parte a orașului care schimbă lucrurile din rădăcini, ca să spun așa. Vor trebui să arătăm din nou că suntem niște gazde bune. Dar chiar suntem niște gazde bune. Și să participăm, bune. Să nu rămânem indiferenți. Nu este un moment neapărat religios. Este un moment, din punctul meu de vedere, de unirea spiritelor în direcția cea bună, în care va trebui, în sfârșit, să înțelegem că țara noastră, continentul nostru și această lume trebuie să bazeze totuși pe niște principii care ne-au consacrat. Și oricum avem exercițiu din toamnă, din fiecare toamnă atunci când sărbătorim Sfânta Parascheva. Mă întorc la dumneavoastră, părinte. Vreau să ne spuneți care e lista exactă cu obiectele cu care avem voie sau nu avem voie. Adică dacă îmi iau la mine o sticlă de apă, pot să intru cu ea sau nu pot să intru cu ea? Dacă vin aici de la ora 11, sunt câteva ore până la 16. Sigur că da. Trebuie avut în vedere și caracterul acestei întâlniri. De exemplu, se poate veni cu un scăunel pliabil pentru a nu ocupa foarte mult loc, pentru că sunt bătrâni care vor veni și vor trebui să aștepte. Ei pot să vină cu un astfel de scăunel pliabil. Apoi, dacă la aeroport nu este voie cu apă, de exemplu, ei pot, pelerinii, să vină cu un recipient cu PET. Da, deci nu cu sticlă, ci cu un recipient. Sticlă de sticlă. Da, nu cu sticlă, ci cu un recipient de plastic, hârtie, nu cu metal, bine, nu termos sau altceva, deci cu recipiente de greutate redusă care, sigur, în volumele convenabile, jumătate de litru, un litru. Ca la aeroport mai puțin, pentru că acolo nu îți dă voie să intri în avion cu aceste recipiente. Un sandwich, cum a spus părintele, o umbrelă pliabilă, un baston pentru cei care nu se pot ține pe picioare, cei care sunt persoane cu dizabilități pot pătrunde cu căruțul care le asigură mobilitate, femeile care au copil pot avea hampe, ele pot avea un cărucior în care își rețină copilul, nu bagaje mari, bagajele să fie de dimensiuni reduse, să nu atragă atenția în mod deosebit, nu băuturi alcoolice exclus 100%, nu stare de ebrietate, nu jucării care s-ar putea identifica cu o armă de orice fel și, sigur, nu cu obiecte contundente sau care pot fi aruncate din diverse motive, din greșeală sau din dorința de a epata. Asta nu înseamnă că e greu. Cred că este chiar ușor de înțeles pentru toată lumea. Și trebuie să mai amintim ceea ce, de fapt, ne spune și domnul primar și ne-a asigurat că vom avea cei care vor veni, pelerinii, vor avea apă oferită și din partea municipalității, dar și a sponsorului evenimentului. Până la urmă, singurul sponsor pe apă a rămas municipiul Iași-Ieșenii, care vor oferi
oricui ne va cere apă, câte o sticlă de apă, două sticle, cât e nevoie ca să poată rezista acestui deci, moment. Deci stați liniștiți, nu veți fi însetați, poate doar însetați de credință pentru acest moment frumos. Revenind, vreau să știu, ne va ghida cineva, ne va spune în ce zonă suntem, unde ar trebui să ajungem? Avem aproape 1000 de voluntari antrenați în această perioadă pentru a asigura cât mai bine suportul tuturor pelerinilor, aproximativ 20 de centre infopoint-uri care vor fi în apropierea acestei zone securizate, dar și mai îndepărtat și vor fi direcționați oamenii, deci să nu-și facă griji cum mă voi descurca în Iași, cum voi ajunge la palat, pentru că vor fi pe traseu astfel de infopoint-uri care să-i direcționeze. De altfel sunt mulți, voluntari care vor sprijini. O să recunoaștem voluntarii? Au veste speciale care identifică exact logo-ul evenimentului. Vestele sunt de culoare albă și acoperă întreaga suprafață a corpului de la mijloc în sus. Evident, fără față. Și chiar era o recomandare pe care copiii mai au așa câteodată tendința să-și ia măști cu ei. Nu, trebuie să vină cu fața liberă, să-i putem vedea, să-i putem recunoaște. Și sigur că da, să-i și prețuim în același timp. Vreau să mai amintim faptul că punctele de prim ajutor vor fi activate, dar persoanele cardiace, persoanele care știu că într-o perioadă mai mare de 2-3 ore trebuie să suporte un tratament mai de lungă durată sau mai scurt, care au nevoie de medicamente să și le ia cu dânsii, care au nevoie, să spunem, de o îngrijire specială, să nu vină, pentru că o să fie foarte greu de extras. Infrastructura de grupuri sanitare sperăm să fie asiguratoare, peste 300 de toalete așezate pe toate zonele în care vor putea pătrunde pelerinii. De asemenea, nu e nevoie să ne îngrămădim toți în față, pentru că în timp real, practic aproape imposibil de făcut o diferență dacă ești chiar în fața scenei sau ieși la 200-300 de metri, se va transmite pe ecrane întreaga procesiune cu toate momentele pe care le vede ori și cine, chiar dacă stai și pe scenă. Prin urmare, nu va fi văduvit nimeni de această posibilitate. Apropo de această posibilitate, Papa Francis va vorbi în limba italiană, iar discursul său, dar și rugăciunea pe care o va rosti în fața icoanei de la Cacica, vor fi traduse, vor fi subtitrate pe aceste ecrane care vor împânzi acest spațiu din fața Palatului Culturii și totodată subtitrate în limba română. Da. Trebuie să fim și clari în privința asta. Și totodată se va transmite simultan traducerea acestui cuvânt al Sfântului Părinte și rugăciunea și la radio. Și putem să spunem că suntem parteneri. Radio Iași este radioul care acoperă în întregime acest eveniment pe toate frecvențele și vor putea cei care vin la întâlnirea cu Papa să aibă un mic radio cu căști, e permis acest lucru. Aici voiam să vă întreb, avem net totuși? Pentru că sunt mulți cei care folosesc aici radio-ul de pe telefon. Să nu-i speriem că nu s-a pus problema că nu avem net. Da. Dar totul depinde de semnal vom avea capacitate, sigur că da. Ca la orice întâlnire de mari dimensiuni, calitatea semnalului știți că mai difuzează oarecum, dar va fi asigurat prin măsuri suplimentare. S-a vorbit cu toți operatorii de telefonie acreditați în România ca în acea zi pe acest amplasament să fie un flux de date superior celui pe care îl dau ei de regulă, ca să nu mai spunem faptul că tot ceea ce se va petrece din punct de vedere mediatic are asigurat o transmisie prin fibră optică. Deci se va putea utiliza și telefonul, se va putea utiliza și rețeaua de internet în maniera în care răbdarea rămâne, să spunem, unul dintre indicatorii de bază a fiecărui participant și a noastră, a tuturor ieșenilor, pentru că fluxul de date va fi un pic mai lent datorită numărului de utilizatori. Ce se va întâmpla în momentul în care se încheie această vizită la Iași? Că și acesta este un moment important. Cum plecăm? Pe unde ieșim? Da, să știți că în calitate de organizator a multor evenimente publice de mari dimensiuni, defluirea sau plecarea este mult mai grea decât afluirea sau, în fine, începerea unui eveniment public. Atunci toată lumea este într-o stare așa ușor de gringoladă, unde mi-am lăsat mașina, da, cine mă ia, cine mă duce, unde e Costel care a venit cu mine. Dar în primul rând oamenii n-ar trebui să plece după și pentru aceasta, pleacă Papa Francis, pentru că va fi și un concert, nu? Și pentru aceasta ne-am gândit și cred că am făcut bine să organizăm un concert
într-o manieră potrivită vizitei papale. Este vorba despre un concert susținut de Gheorghe Zamfir împreună cu orchestra din București, cea cu care a orchestrat acest concert peste tot în lume și care este, vă mărturisesc, de o frumusețe aparte, într-o linie de un patriotism rezonabil, dar și cu un fundament european bine conturat. Îi așteptăm pe toți ca după, sau invităm pe toți ca după sfârșitul momentului cu Sfântul Scaun, să rămână liniștiți, să începem să ne deplasăm după primul sfert de oră, după prima jumătate de oră, după prima oră, de ce nu. Sigur, chiar dacă plouă, nu trebuie să ne îngrămădim, să alergăm pentru că plouă, pentru că și ploaia este binevenită, și în felul acesta să ajungem cât se poate de liniștiți la autocarele, exact în punctul unde au fost lăsați. Nu se mișcă niciun autocar din acel punct, că a mai fost această discuție. Autocarul oprește și se parchează și din același punct din care au fost lăsați să vină către palat, exact în același punct îl vor găsi. Deci, prima idee era să îi lase într-un punct și el să se parcheze în altul. Nu. Nu mai creăm această posibilitate de confuzie și se vor deplasa exact în punctul unde au fost debarcați la începerea momentului. De altfel, sunt peste 400 de autocare. Apoi, dacă ne gândim și la mașinile mici care au fost lăsate în parcări, peste 4.000 iarăși de mașini mici. De aceea este important calmul, răbdarea. Știm că după o zi din aceasta plină e un pic mai greu să fii așa, să pleci frumos. Sigur, dar că vor fi pătrunși de eveniment. Dar nu în fiecare zi avem parte de astfel de momente atât de speciale. Și nu știu dacă în fiecare viață. Da, așa cum spuneam, s-ar putea să fie un moment pe care unii dintre noi îl trăim o dată în viață, să vină papa aici la Iași? În orașul nostru. Da. Doamne ajută să se întâmple mai des. Când vine vorba de oficialități, cine va veni la noi? Avem deja, să spunem, răspunsul final referitor la vizita președintelui Iohannis, președintele României, care va însoți suita papală pe tot parcursul ei, fiind și o vizită de stat. De asemenea, vor fi membrii ai Guvernului Republicii Moldova la nivelul premierului Filip, cu o suită de miniștri din Guvernul Moldovean, partea corpului diplomatic, care deja și-a arătat intenția de a fi aici, partea Guvernului României, nu avem încă o confirmare asupra primului ministru, și sigur, mulți invitați de peste hotare, delegații oficiale din corpul diplomatic acreditat în Ucraina, Polonia, Republica Moldova, delegații oficiale ale corpului diplomatic acreditat în România, șefii unor instituții cu care cooperăm și colaborăm pe parcursul curent al vieții noastre publice, și mulți alți invitați din partea culturală, artistică, medicală, oameni cu care de regulă ne mândrim și pe care dorim să-i vedem alături de noi și în acea zi. Da, mulțumim foarte mult, și pe finalul discuției noastre vă întreb așa, ca oameni și nu ca organizatori ai acestui eveniment, ce simțiți? Aveți emoții, în primul rând, aveți emoții? Nu. N-aveți emoții? Nu. Să știți că eu pentru sunt că emoțiile pot însoți oarecum doar momentul solemn al sosirii papei, pentru că ele vin și dintr-o măsură a sensibilității acestui eveniment, dar datorită faptului că ne-am organizat cum trebuie, că toate lucrurile sunt puse la punct până la nivel de stâlp, de bordură, de ce vreți noastră, nu am emoții. Și referitor la vreme, nici aici nu am emoții, pentru că noi nu controlăm vremea. Asta este voia lui Dumnezeu, și dacă este voia lui Dumnezeu, atunci nici aici nu avem emoții. Da. Dacă mă întrebați pe mine, mă uit în spate, au trecut câteva luni și stau și mă gândesc că au fost tocmai puse la punct aceste lucruri. Eu simt așa un pic de emoție, pentru că știu că oamenii vor veni și îl vor întâlni pe papa, și știu ce am simțit eu când l-am întâlnit anul trecut pe papa la Vatican și am dat mâna cu sanctitatea sa. Știu ce simt oamenii care ne-au mărturisit în această perioadă. Am întâlnit mulți oameni care
au avut parte să-l întâlnească pe Papa, în special și pe Papa Francisc, și sincer mă bucur pentru toți cei care vor veni și vor avea parte în viața asta să-l întâlnească pe Papa aici la Iași, să-l întâlnească acasă la noi, în România și la Iași. Și Papa deja ne-a vorbit ieri, ne-a trimis un mesaj special nouă românilor și ne-a amintit despre această bucurie a lui, că vrea să vină să ne întâlnească și știe că suntem ospitalieri. Asta vrem să-și arătăm. Noi moldovenii suntem caracterizați și așa. Vă mulțumim foarte mult de prezență, vă mulțumim foarte mult pentru informații. Să avem parte de o zi frumoasă, fără evenimente neplăcute, în care cu toții să ne bucurăm. Și vă reamintesc că în perioada 31 mai, 2 iunie, telespectatorii vor putea urmări pe TVR atât transmisiunile în direct legate de vizita Papei Francis, cât și filme, documentare și reportaje despre sanctitatea sa. Sâmbătă de dimineață pe TVR Iași vom avea transmisiune în direct. Vă mulțumim foarte mult, noi ne vedem mâine de la ora 16. Toate cele bune! Trăim cu toții în moment de mare bucurie. Sfântul Părinte dorește să vină la noi. Dragi credincioși, dragi și iubiți fie ai bisericii noastre, să mergem împreună să-l întâmpinăm pe Sfântul Părinte Papa Francisc, ca să ne aducă pace, bucurie și să ne spună tuturor curaj. Sfinte Părinte, vă așteptăm aici la noi, la Iași. We'll be right back.